Scandal la spitalul de narcologie, un bărbat se plânge că unchiul său a fost trimis acasă la mijloc de tratament pe motiv că a consumat alcool. Pacientul infirmă acest lucru, iar testele de laboratorii dau dreptate. Într-un final, acesta a fost reinternat, dar numai după ce rudele lui au bătut la mai multe uși. Bărbatul a fost internat la dispensarul republican de narcologie la mijlocul lunii aprilie, doar că la o săptămână medicii i-au spus să plece. La data de 22 a fost alungat pacientul din spital. Din ce motiv? Dumneaei a spus că pacientul a consumat băuturi alcoolice. Marele a fost mirarea de unde s-au luat băuturi alcoolice, că de fapt aici este un spital de tip închis. Exact în aceeași zi, la 22 aprilie, acesta a mers împreună cu unchiul său la laboratorul dispensarului republican de narcologie, unde bărbatul de 57 de ani i-a fost prelevate mai multe probe, în valoare de 500 de lei. Testul dragerii a arătat o concentrație de alcool de 0% în aerul expirat, iar astăzi a fost gata și proba prelevată din sânge, care la fel a arătat un rezultat negativ. Asta înseamnă că bărbatul nu a consumat alcool în ziua în care i-a fost întrerupt tratamentul, fiind dat afară din spital fără o fișă de externare. La data de 22 am mers la comisariat și am depus plângerii. Nu am putut să scriu, să identific medicii, fiindcă nu s-au prezentat. În ziua în care unchiul său a fost practic alungată din spital, bărbatul spune că a mers la medici să ceară o explicație. Pe de altă parte, medicii îl acuză pe bărbat că ar fi dat buzna în orele interzise pentru vizite. Și asta, ce spuneți în gărucul. Am intrat în cabinet în timpul când vizita persoanelor este interzisă. Stimate medic, cum vă numiți? Eu mă numesc Petru Vanica. Cum vă numiți, stimate medic? Am mers și noi la blocul dispensarului republican de narcologie, unde a fost internat pacientul, pentru a afla și poziția medicilor. Și urge. În cât timp? În cât timp? 10 minute așteptăm. Am așteptat în jur de jumătate de oră, după care am decis să le amintim medicilor că așteptăm o reacție de la ei, dar de data aceasta n-a mai ieșit nimeni. În această situație am fost nevoiți să cerem un comentariu de la directorul dispensarului republican de narcologie, Tudor Vasiliev. Deși testele de laborator arată că pacientul nu a consumat alcool, șeful instituției spune că decizia medicilor a fost una corectă, deoarece bărbatul ar fi băut noaptea împreună cu alți pacienți. El a refuzat să fie înregistrat la telefon. Cert este că ulterior pacientul a fost reinternat pentru continuare tratamentului, doar că în alt bloc al spitalului.